Persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ar avea șanse mai mari să se angajeze în România pentru un salariu mult mai bun decât cel oferit în țară. Despre disponibilitatea de a oferi locuri de muncă cetățenilor au discutat autoritățile raionului cu oficialii din județul Bistrița Năsăud. Președintele Consiliului Județean a organizat o ședință cu participarea delegației de primari din Glodeni și reprezentanții celor mai mari companii din Bistrița Năsăud. Companiile sunt gata să ofere nu doar locuri de muncă, dar totodată și instruirea persoanelor cu interesate. La noi sunt foarte multe proiecte finanțate atât cu fonduri europene, cât și cu fonduri guvernamentale în derulare și avem foarte mare nevoie de forță de muncă. Condițiile de muncă, salarizare, sunt extrem de tentante. Am fost rugat de către oameni afaceri să-i primesc la o scurtă întâlnire cu dumneavoastră, să vă spună câteva lucruri și dacă există companii, oameni interesați să muncească în condiții bune în România, noi avem toată disponibilitatea ca prin colegii noștri primari din Glodeni, prin dumneavoastră, cu domnul președinte Leucă, să facem, dacă vreți, în mod gratuit și pro bono legăturile cu oamenii de afaceri și sigur dacă vor fi cetățeni din Raionul Glodeni care sunt interesați să muncească aici, vom face demersurile legale necesare pentru a le putea asigura condițiile de muncă. Sunt foarte mulți bani care încep să vină. România este într-o dezvoltare și nu știu, deci a fost o perioadă în care n-a fost așa prea multe lucruri și forța de muncă care am făcut sedele de lucru, am migrat spre țările din Europa. Fac o solicitare pe dumneavoastră, către domnii primari din Republica Moldova, dacă pot să ne pună în legătură sau pot să ne intermedieze niște discuții și chiar dacă ne deplasăm acolo pentru a discuta cu oamenii pentru a găsi o soluție împreună pentru a aduce forță de muncă în județul Bistrița Năsăud, prin procesul mulți oameni de face în județul Bistrița Năsăud, care va trebui să confruntă aceeași probleme pe care am și eu. Și în funcție de ceea ce știu să muncească oamenii, în funcție de ceea ce pot să facă, putem discuta și zic că sunt niște salarii atractive astăzi în România, aproape la nivel din Europa. Noi, în general, ne ocupăm de proiectare, execuție, instalații electrice, rezerve, stădini, fabrici, tot ce înseamnă electricitate și nu mai și construcții. Sigur, și la noi în domeniu, lipsa de forță de muncă calificată e o problemă de încantificată, nu găsești niște bani. Deci avem disponibilitatea de a primi oameni, de a învăța. Singurul lucru care trebuie să aibă oameni respectiv să fie serios. Adică să aibă capul pe umăr și să asculte ce trebuie să facă. Adică dacă primi oameni serios, putem face treabă bună cu ei. Nu vă ascund, anul trecut am angajat 10 necalificați din județ și am calificat aia făcută licicieni. Administrăm o firmă de prefabricare de metale, producția de metaluri, extracția petrișilor și avem nevoie de forță de muncă. Cum spunea și domnul Gusta Gavrilă, suntem disponibili și dispuși să calificăm forța de muncă pe plan local, așteptăm seriozitate și un număr de 30-40 de angajați sunt bineveniți. Președintele Raionului Glodeni a declarat că este gata să ofere mai multe facilități pentru investitorii care ar dori să vină la Glodeni. Dacă o să reușim să atragem forță de muncă pe partea cealaltă a plutului, adică în firmele și business-ul din România, sau cine ar dori eu cel mai mult, să atragem investiții în Moldova, în Republica Moldova, și vreau să spun că atât administrația cât și Consiliul Raionul Glodeni vor facilita aceste investiții dacă vor veni în teritoriu. Avem și noi posibilități de a ceda suprafețe industriale, vorbesc de pământ, infrastructură și așa mai departe, și
și să formăm locuri de muncă și la noi e acasă. Avem toată deschiderea pentru acest lucru. Atunci lucrurile vor merge spre bine și vectorul european va fi pus la îndoială nici la noi în Republica Moldova de o bună parte a populație. În cadrul ședinței cu reprezentanții marilor companii care sunt și membre ale Camerei de Comerț din România, primarii din Glodeni au făcut cunoștință cu agenții economici care sunt cu interesați de parteneriate și colaborări, dar și investiții care ar schimba starea de lucruri din raion. Printre cele mai mari companii sunt agenții economici cu o activitate economică în prelucrarea lemnului, construcții civile, crearea infrastructurii electrice. Autoritățile raionului au invitat reprezentanții companiilor la Glodeni pentru a discuta despre eventuale investiții și crearea locurilor de muncă în raionul Glodeni.